Cu experiență vastă și peste 1000 de copii aflați sub îndrumare profesională, Ilie Torcică definește judoul un sport complet, care îmbină disciplina, tehnica și încrederea în forțele proprii. Pot să spun, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Este eticheta cea mai importantă pe care o are judoul. Chiar am făcut, am uitat pe niște cataloge ale mele și am undeva la 1000 și ceva de sportivi. Și am ales de acolo foarte multe valori. Deja mulți dintre ei sunt, avem un secretar de stat, avem 20 de medici care au trecut prin mâna mea. Foarte mulți plecați în țările în care și acolo și desfășoară activitatea tot prin baza judoului și acolo au reușit. Deci vă dați seama, în Spania, în Anglia, unde s-au dus și au practicat acest sport, au văzut că au reușit mult mai ușor decât ceilalți care au fost mai puțin sportivi. 11 medalii în palmares, Henciuc Dănuț consideră că judoul este. Este un sport sănătos, crește sănătos și este un sport ordonat. Deși este privit ca un sport dur, având în vedere proiectările adversarului în cap sau pe spate, Ilie Torcică ne asigură că este un sport accesibil tuturor categoriilor de vârstă. Multă lume vede judoul ca un sport dur, dar nu este așa. Este un sport bărbătesc. Nu știu dacă ați și văzut că avem și fetițe. Deci noi nu imprimăm decât dorința de a câștiga, de a putea să meargă un copil, să-și poată duce pașii înainte. Și a avea curajul să treacă toate greutățile vieții. Drept dovadă, în sala de antrenament am găsit și o domnișoară care practică judo de un an și vrea să ajungă campioană. Să ajung campioană, să-l întreb pe fratele meu la centuri și la toate. Eu consider că e și pentru fete și pentru voi. Ce-ți place cel mai mult în momentul în care faci acest sport? Îmi place cum consum energia și... Dar nu sunt dureroase căzăturile? Nu.